Și continuăm cu informații de breaking news. Premierul Nicolae Ciucă anunță procentele cu care ar putea crește punctul de pensie de anul viitor. Sunt trei variante discutate în aceste momente, confirmă premierul. Asta în timp ce guvernul discută despre vouchere pe care le-ar putea acorda în locul majorii punctului de pensie. Mergem chiar acum la colega mea, Janina Vatkovici, ne explică aceste informații. Se alătură discuției domnul Mircea Coșa, profesor de macroeconomie. Vă mulțumesc, domnule profesor. Însă, pentru început, Janina, ce informații avem de la guvern? Bun găsit. A fost o poziție clară, destul de clară din partea premierului, pentru că spunea că sunt mai multe ipoteze în lucru. Nu ar vrea să avanseze un procent clar pentru că ar putea să îi afecteze pe pensionari, nu ar vrea să le creeze așteptări false, dar cu toate acestea a confirmat câteva dintre procentele pe care le-am menționat și noi aici la România TV în ultimele săptămâni. Este vorba pe de-o parte de un procent de 10%, cel mai probabil având în vedere și declarațiile altor reprezentanți ai guvernului, având în vedere ceea ce spunea și ministrul finanțelor, să nu uităm și ministrul muncii, și oricum este un procent pe care PSD l-a cerut public. Mai spunea premierul de 11%, ar fi o altă variantă, astfel încât să acorde puțin mai mult față de acest 10%, având în vedere că PNL, prin vocea prin vicepreședintelui partidului, a solicitat chiar mult mai mult, 16%, și o a treia variantă despre care premierul vorbea este 15%, o variantă care este în analiză în momentul de față, dar trebuie să avem întâi datele de la buget pentru ca ulterior să avem și procentul gata stabilit. Aceasta este varianta a reprezentanților guvernului. Însă, între timp, având în vedere propunerea unor vouchere pe care guvernul ar vrea să le acorde în continuare, acele vouchere de 50 de euro, înțelegem că de fapt ar putea să fie o strategie aici a coaliției de guvernare, astfel încât să nu mai majoreze punctul de pensie de la începutul anului, ci să acorde aceste vouchere care, să nu uităm, sunt acordate mai puțin, vorbim aici de mai puține persoane care ar urma să le primească comparativ cu majorarea punctului de pensie. Joina, mulțumesc foarte mult, domnule profesor, încă o dată mulțumesc pentru intervenție. Iată, este plauzibil vreun scenariu din cele prezentate de colega mea ceva mai devreme, având în vedere deficitul bugetar? Sunt realizabile aceste planuri ale guvernului? Doamne, orice ridicare de venit, sub orice formă ar fi el, e bine venit acum. Pentru că situația este extrem de grea și puterea de cumpărare scade aproape în fiecare zi. Și de aici ar trebui să plece guvernul, de la puterea de cumpărare, nu de la inflație, pentru că inflația reprezintă un procent care cuprinde o medie a mai multor produse și a mai multor mărfuri. Ori noi ne referim la ceea ce doare cel mai mult acum populația României și asta înseamnă produsele alimentare de prima necesitate. Ori aici inflația e mult mai mare, ajunge la 28-30%, iar ultimele date calculate arată că puterea de cumpărare a scăzut la 30-32%. Deci dacă guvernul într-adevăr vrea ca să ajute populația în sensul eliminării efectelor negative ale acestei perioade, atunci ar trebui să mărească salariile, și zic și salariile, dar în principal lucrurile, cu aproximativ 30%, ceea ce nu este posibil. Trebuie să fim foarte realiști și să luăm în calcul toate declarațiile pe care în ultima vreme domnul ministru al muncii le face cu foarte multă responsabilitate. Dânsul nu se mai angajează în a numi procente sau a promite niște lucruri pe care știe că nu se pot realiza dacă lucrurile nu merg bine din punct de vedere bugetar. Deci la acest moment eu cred că tot ceea ce se declară sunt declarații politice. Nu sunt declarații care țin de o evaluare exactă a potențialului economic al țării. În momentul de față, 10% o creștere a pensiilor ar fi eventual posibilă, dar în condițiile în care se continuă împrumuturile pe care țara le face, unul foarte important l-a făcut chiar zilele trecute. Cealaltă variantă, da, este mai convenabilă din punct de vedere bugetar, și anume ajuți doar pe cei care sunt în situație foarte dificilă. Ei sunt mult mai puțin decât majoritatea pensionarilor și atunci neridicarea punctului de pensie și acordarea unor plăți sociale, ca să le zic așa, unor ajutoare sub formă de vouchere la anumite categorii, ar fi convenabilă pentru buget. Acum, problema care este că ori una, ori alta, guvernul trebuie să se hotărască ce face. Pentru că suntem la sfârșitul acestei perioade de vară, oamenii își fac calculele și firmele pentru ceea ce urmează. Știm că nu există niciun fel de element pozitiv din punct de vedere al evoluției internaționale a economiei și atunci o mai multă precizie este absolut necesară. Deocamdată suntem, o să folosesc un
un termen neacademic. Suntem sufocați de declarații. Declarații peste declarații, fiecare reprezentant al coaliției sau al partidelor mai importante încep să facă declarații, dar nu avem niciun fel de element de analiză corectă. Ministerul de Finanțe, Ministerul Muncii nu ne dau niciun fel de indicație în legătură cu bugetul. Totul depinde de buget. Dar bugetul cum evoluează? Ce știm despre el? Nu știm nimic până la această dată. Deci eu sunt destul de sceptic în legătură cu ceea ce se întâmplă. Sigur va exista o mărire a veniturilor, mai ales la nivelul pensiilor, dar sunt convins că această creștere nu va acoperi nici într-un caz căderea puterii de cumpărare pe care populația o suferă acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări, domnule profesor.